Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Amin. Suntem într-o zi de sărbătoare, într-o zi de bucurie. Am venit la dumneavoastră și, în primul rând, am vrea să salutăm aici prezența Domnului. Încă de la intrare am simțit că Duhul Domnului este prezent în adunare. Și am dorit să zicem, lăudat să fie numele Domnului. Amin. Avem și bucuria să avem doi frați de la noi din biserică care au hotărât să urmeze pe Domnul. Sărbătorile și zilele de bucurie rămân în viața noastră ca o amintire. De aceea cântarea pe care vrem să cântăm ne amintește că am avut și noi o zi în care, îmbrăcați în haine albe, eram gata să plecăm spre ceruri. Am dorit ca aceeași zi să rămână peste noi, aceeași clipă de bucurie, să fim gata să-L urmăm pe Domnul. Cântarea pe care vrem să o cântăm, spunem, va rămâne în memorie o zi când s-a schimbat viața mea. Doamne, dă-ne această bucurie din nou în inima noastră. Amin. Când va rămâne în memorie o zi, când s-a schimbat viața mea. Ziua aceea mereu voi ști, semnul iubirii în ea. Prieten bun, minunat, iubitor, dorul mi l-a împlinit. În clipa când eu la el am venit, ca un sărman păcătos, har mi-a dat mare schimb în da-mi-a stare, prin Domnul meu Iisus Hristos. Glorii din cer în mine s-au revărsat, când la calvar Iisus m-a vindecat. Povara mi s-a dus, sunt în brațul lui Iisus. Glorii din cer în mine s-au revărsat. Azi am o nouă nădejde de sus, știu că sunt asigurat. Sunt în cer moștenitor cu Iisus, o cât e de minunat. Toate le am din aceas cum păzi, când n-am fruit și am crezut. Am nestemate comori minunate, ce ochiul nici când n-a văzut. Glorii din cer în mine s-au revărsat, când la calvar Iisus m-a vindecat. Povara mi s-a dus, sunt în brațul lui Iisus. În mine s-au revărsat. Amin.
Am stat și m-am uitat în partea culorii albe și am zis, Doamne, ce minunat este că ne-ai albit în sângele Tău. Dar foarte important și gândul care mi l-a pus Domnul pe inimă este ca această culoare să rămână mereu în viața noastră. Și nu este ușor. Cuvântul Domnului ne spune că Iisus Hristos a spus că vă trimit în lume ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Apoi cuvântul Domnului spune, în lume veți avea necazuri, veți avea încercări. Dar este foarte important ca Dumnezeul nostru să ne binecuvinteze și să rămânem curați înaintea Lui. Am stat și m-am gândit pentru ce să ne rugăm. Și Domnul mi-a pus pe inimă să ne rugăm pentru frații care sunt gata să își dea cuvântul lor, să-și dea hotărârea lor că vor să-L slujească pe Domnul. Ca Domnul să le dea putere să rămână mereu în haine albe. Și pentru aceasta este nevoie să venim înaintea Lui. Și m-am dus cu gândul prin Scripturi și am găsit trei lucruri, trei cecuri în alb care au fost scrise de-a lungul Scripturilor și trei oameni care au cerut ceva din mâna Domnului pentru a putea să rămână în picioare. Cuvântul Domnului ne spune, atunci când Solomon a ajuns împărat, Dumnezeu îi se descopere într-un vis și îl întreabă ce vrei să-ți dau. Și el n-a cerut nici moartea vrășmașilor, n-a cerut nici mărirea bogăților. A spus, Doamne, dă-mi o inimă înțeleaptă, dă-mi înțelepciune. Aș dori ca în rugăciunea aceasta să ne rugăm ca Domnul să le dea înțelepciune. Înțelepciune în luarea deciziilor în viață, înțelepciune în facerea de prieteni, înțelepciune în umblare. Cuvântul Domnului spune că înțelepciunea este mai de preț decât mărgăritarele. Înțelepciunea îl face pe om răbdător. Înțelepciunea îți dă putere să umbli într-o viață sfântă în familia ta, bărbaților. Purtați-vă cu înțelepciune cu femeile voastre, cu soțiile voastre. Înțelepciunea ne învață să ne purtăm cu cei din jurul nostru. Doamne, binecuvântă frații aceștia cu multă înțelepciune și toată adunarea și fă ca lucrarea aceasta să vină de la Tine, o înțelepciune sfântă și binecuvântată. Apoi cuvântul Domnului ne arată pe Elisei care îl urma pe Ilie. La un moment dat, când Ilie îi spunea din loc în loc că trebuie să meargă în altă parte, el nu s-a lăsat de Ilie. La un moment dat, când Ilie a văzut că Domnul trebuie să-l ridice, după cum îi spusese, s-a uitat la Elisei și a spus, ce vrei, cere ce vrei să-ți dau. Și a spus, aș vrea să primesc dublă putere. Suntem în ziua de Rusalii, suntem în ziua în care Dumnezeul nostru are putere să reverse această putere peste adunare și în mod special peste aceștia. Când Iisus Hristos s-a uitat la ucenici la înălțare, le-a spus, nu vă îndepărtați de Ierusalim până nu veți primi o putere. Și am dorit să ne rugăm ca Domnul să reverse această putere. Putere de iertare, putere de iubire, putere de slujire, putere de umblare, putere de a lăuda pe Dumnezeul nostru, slăvit să fie numele Lui. Apoi cuvântul Domnului ne arată pe un cerșetor orb care stătea în marginea drumului, care era disprețuit de mult dintre oameni, altădată poate primea un bănuț, altădată o coajă de pâine, dar într-una din zile a auzit că trece pe acolo Iisus, fiul lui David, care are putere de vindecare, care are putere să binecuvinteze. Când a auzit, vuietul a început să strige, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Dragii mei, când Iisus Hristos a oprit în dreptul lui, deși era hulit de unii, deși se spunese să tacă, îi se spusese că îți deranjează, Iisus Hristos l-a întrebat, ce vrei să-ți fac? Doamne, vreau să-mi capăt vedere, lumină pentru ochi. Haideți să ne rugăm pentru frații aceștia și pentru întreaga biserică, dar în mod deosebit pentru ei, Dumnezeu să le dea lumină în ochi. Și Scriptura spune, cuvântul Tău este o candelă pe cărarea mea, o lumină. Doamne, binecuvântă-i cu cuvântul Tău în inima lor. Scripturile spun că cel care are rădăcinile adâncite în cuvântul Domnului nu se veștejește, nu se uscă, ci își aduce rodul la vremea potrivită. Doamne, îți cerem și lucrul acesta, binecuvântă-i cu lumină în ochi. Haideți să ne ridicăm pe picioare și să facem rugăciunea în sensul acesta și să cerem înaintea Domnului aceste trei lucruri. Doamne, binecuvintează-i cu putere. Doamne, binecuvintează-i cu înțelepciune. Doamne, binecuvintează-i cu lumină pe cărarea lor. Și dă-le putere să rămână curați înaintea Ta. Amin.
cândva departe, rătăcind pe căi în noapte, dar Tu, Doamne, m-ai iubit, m-ai salvat, Iisus, de moarte. Privegeam cândva departe, rătăcind pe căi în noapte, dar Tu, Doamne, m-ai iubit, m-ai salvat, Iisus, de moarte. Ce-ai găsit, Doamne, la mine? N-am nimic bun, nici frumos. Ai venit din înălțime să salvezi un păcătos. Ce-ai găsit, Doamne, la mine? Că așa mult m-ai iubit. Ai lăsat ca slăb divine și în brațe m-ai primit. Într-o zi împins de gloate, te-am văzut cu crucea în spate. Am strigat în rând cu toți să fii astăzi dat la moarte. Când ceream cu răsândă de sub fruntea sânge rândă, mă chemau doi ochi senin și o privire atât de blândă. Ce-ai găsit, Doamne, la mine? N-am nimic cu nici frumos. Ai venit din înălțime să salvezi un păcătos. Ce-ai găsit, Doamne, la mine? Că așa mult m-ai iubit. Ai lăsat ca slăb divine și în brațe m-ai primit. Plâng de atunci și mi-e rușine și te caut mereu străine, căci mi-e dor, mi-e dor, mie dor să mă iei, Iisus, la Tine. N-aș putea, o Sfinte Tată, să-ți răsplătesc vreodată dragostea Ta, Doamne bun, poate niciodată. Ce-ai găsit, Doamne, la mine? N-am nimic bun, nici frumos. Ai venit din înălțime să salvezi un păcătos. Ce-ai găsit, Doamne, la mine? Că așa mult m-ai iubit. Ai lăsat ca slăb divine și în brațe m-ai primit. Ce-ai găsit, Doamne, la mine? N-am nimic bun, nici frumos. Ai venit din înălțime să salvezi un păcătos. Ce-ai găsit, Doamne, la mine? Că așa mult m-ai iubit. Ai lăsat ca slăb divine și în brațe m-ai primit. N-aș putea, o Sfinte Tată, să-ți răsplătesc vreodată dragostea Ta, Doamne bun, poate niciodată. Amin. Eram jos în păcat, dar Iisus m-a salvat. Lumina Lui din cer în mine a strălucit. Scălat în harul Său, eu am un nume nou. Când stau de vorbă cu Iisus, sunt fericit. Vino și stai de vorbă cu Iisus. Vino, spune-mi ce griji te apasă. El să-ți ia-i tău suspin și să-ți dea pacea Sa din plin. Când simți că vrei să stai în rugăciune, când te adună și nu-L poți spune, numai pe genul lângă Iisus ești fericit. Vino și stai de vorbați cu Iisus. Vino, spune-mi ce griji te apasă. El să-ți ia-i tău suspin și să-ți dea pacea Sa din plin. Când simți că vrei să stai în rugăciune, când te ard în dor și nu-L poți spune, numai pe genul lângă Iisus ești fericit.
Cărarea când e grea și raze nu speia, și nori de îndoială soarele a umbrit. Când ceața de păcat tot cerul a întunecat, eu stau de vorbă cu Iisus și-s fericit. Vino și stai de vorbă cu Iisus, vino, spune-Lui ce griji te apasă, El să-ți ia al tău suspin și să-ți dea pacea sa din plin. Când simți că vrei să stai în rugăciune, când te ardă și nu-L poți spune, numai pe genunchi lângă Iisus ești fericit. Vino și stai de vorbă cu Iisus, vino, spune-Lui ce griji te apasă, El să-ți ia al tău suspin și să-ți dea pacea sa din plin. Când simți că vrei să stai în rugăciune, când te ardă și nu-L poți spune, numai pe genunchi lângă Iisus ești fericit. Când umbrele se strâng și ochii mei când plâng, atunci Iisus al meu prieten neclintit. În rugăciune ia povara mea cea grea, când stau de vorbă cu Iisus sunt fericit. Vino și stai de vorbă cu Iisus, vino, spune-Lui ce griji te apasă, El să-ți ia al tău suspin și să-ți dea pacea sa din plin. Când simți că vrei să stai în rugăciune, când te ardă dor și nu-L poți spune, numai pe genunchi lângă Iisus ești fericit. Vino și stai de vorbă cu Iisus, vino, spune-Lui ce griji te apasă, El să-ți ia al tău suspin și să-ți dea pacea sa din plin. Când simți că vrei să stai în rugăciune, când te ardă dor și nu-L poți spune, numai pe genunchi lângă Iisus ești fericit. Haideți să rămânem acum ridicați cu toată adunarea și înaintea începerii serviciului divin de evangelizare să citim cuvântul Domnului. Având în vedere dubla sărbătoare care o avem în această dimineață, vom citi cuvântul Domnului din două locuri din Sfânta Scriptură. Vom citi mai întâi primele patru versete în Cartea Faptele Apostolilor la pagina 1056 și vom citi apoi ultimele cinci versete în Evanghelia după Matei, capitolul 28, la pagina 961 în Biblie. Haideți mai întâi să deschidem la pagina 1056 în Cartea Faptele Apostolilor și să citim primele patru versete din capitolul 2. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 1 la versetul 4. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. Amin. Evanghelia după Matei, capitolul 28, versetul 16, la pagina 961 în Biblie. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Te ești trudit și ți-e grea povara, nu vrei chiar astăzi să te ridici. Iată e clipa hotărătoare, trece Iisus pe aici. Trece Iisus pe aici, trece Iisus pe aici, cheamă-și cere-i
Haideți să cântăm cu totul! Trece Israel, trece Israel, teamă-l și cere îndurare, trece Iisus pe aici. Trece Iisus pe aici, trece Iisus pe aici, cheamă-i și cere-i în durare, trece Iisus pe aici. Ce vrei să-ți fac azi, Iisus, te-ntreabă, a auzit tristul tău oftat. Vino și spune-i ce te apasă, să fii eliberat. Trece Iisus pe aici, trece Iisus pe aici, cheamă și cere-i în durare, trece Iisus pe aici. Trece Iisus pe aici, trece Iisus pe aici, cheamă-l și cere-i în durare, trece Iisus pe aici. Ziua așteptată a celor drepți va fi, când ceasul încercării s-a sfârșit. Când cu mare slavă Domnul va veni, oare pe tine cum te va găsi? Pregătește-te, pregătește-te, ca să te întâlnești cu Dumnezeu. Strigă Duhul Sfânt, pregătește-te, Israele, tu poporul meu. Pregătește-te, pregătește-te, ca să te întâlnești cu Dumnezeu. Strigă Duhul Sfânt, pregătește-te, Israele, tu poporul meu. Prin Amos prorocul Domnul a vorbit pentru al său popor, căci l-a iubit. Când pe căi deșarte încă rătăceam și cuvântul sfânt ne socotea. Pregătește-te, pregătește-te, ca să te întâlnești cu Dumnezeu. Strigă Duhul Sfânt, pregătește-te, Israele, tu poporul meu. Pregătește-te, pregătește-te, ca să te întâlnești cu Dumnezeu. Strigă Duhul Sfânt, pregătește-te, Israele, tu poporul meu.
căci o groasă mare te va împânzi, când pământul, cerul vor pieri. Și văzând cenușa din al tău trecut, ce-ai să spui atunci, fiu pierdut? Pregătește-te, pregătește-te, ca să te întâlnești cu Dumnezeu. Strigă Duhul Sfânt, pregătește-te, Israele, tu poporul meu. Pregătește-te, pregătește-te, ca să te întâlnești cu Dumnezeu. Strigă Duhul Sfânt, pregătește-te, Israele, tu poporul meu. E zi de sărbătoare, amin, aleluia, dar Domnului onoare, amin, aleluia. E zi de sărbătoare, amin, aleluia, dar Domnului onoare, amin, aleluia. Aleluia, amin, aleluia, aleluia, amin, aleluia, aleluia, amin, aleluia, aleluia, amin, aleluia. Curând vine răpirea, amin, aleluia, ne vine izbăvirea, amin, aleluia. Curând vine răpirea, amin, aleluia, ne vine izbăvirea, amin, aleluia. Aleluia, amin, aleluia, aleluia, amin, aleluia, aleluia, amin, aleluia, aleluia, amin, aleluia. Aș vrea să zbor, aș vrea să zbor mai sus de noi, să mă întâlnesc cu El. Aș vrea să zbor, aș vrea să zbor, aș vrea să zbor mai sus de noi, să mă întâlnesc cu El. Aș vrea să zbor. Totu-i nemişcat, iar eu vin spre Tine. Doamne, m-a durut tot ce n-am făcut, voia să-ţi ascult. Mai mult de un cântec ţi-aduc, căci doar cântecul ceea ce tu ai fi vrut. Tu cauți mult mai adânc decât se poate vedea, te uiți în inima mea. Mă-ntorc la inima închinării, vreau să văd fața ta. Yeah.
ce tu ai jertfit. Tot ce am primit, tu ne-ai dăruit, Doamne, prin Iisus.
viață i-o dărui și voi trăi pentru el. Cum să nu cântesc pe Iisus, cum să nu-L laud pe el. A mea viață i-o dărui și voi trăi pentru el. Yeah.
Numele meu e Sara Sabău, am 19 ani și deci am foarte mari emoții. Și de aia vreau să vină Gina și Carmen lângă mine, pentru că așa mă simt mai sigură și dacă vorbesc prea repede o să-mi trag atenția. Deci, îmi cer și scuze pentru toate greșelile care o să le fac, că nu pot vorbi așa de bine românește. Și am scris totul pentru că eu vorbesc foarte mult și cine vorbește mult greșește mult și de aia mai bine citesc decât să vorbesc. Dacă acum 2 luni îmi zicea cineva, în 2 luni o să închei un legământ cu Domnul și o să le pui mărturie înaintea bisericii, aș fi întrebat-o pe persoana respectivă dacă mă judecă bine. Dar faptul că stau azi în fața voastră mă arată că Domnul are planul lui pentru mine și pentru fiecare și trebuie să ne încredem cu toții în el. Luna trecută, într-o miercuri seara, în timpul programului, dintr-o dată m-am văzut în față depunând mărturie. Simțeam emoțiile și bătăile inimii de parcă eram deja în față. Am vorbit cu un frate lucrător despre asta și au zis că dacă chiar Domnul mi-a pus pe inimă acest lucru și nu o fac spre slava mea, atunci să o fac. M-am rugat mult pentru lucrarea asta și Domnul m-a copleșit cu un duh de siguranță, așa că nu mai mi-am făcut griji. Dar marțea asta, înainte să mă culc, am început să mă îndoiesc. M-am întrebat dacă chiar e voia Domnului, dacă nu e doar o idee de-a mea și chiar m-am gândit dacă nu-i prea mare prețul, deoarece știind că de acum încolo biserica o să aibă mari așteptări de la mine și o să trebuiască să am și mai multă grijă cum mă îmbrac sau mă prezint. Așa că m-a rugat Domnului și i-am zis să-mi arete dacă e voia Lui. În aceeași seară, citind din Biblie, Domnul mi-a vorbit din Timotei 4:12. Nimeni să nu disprețuiască tinerețea, ci fie o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Pune-ți pe inimă aceste lucruri, îndeletnicește-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Fii cu luarea minte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora, stăruiește în aceste lucruri, că dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Eu nu vă învăț ceva, dar le pun o mărturie. Așa că stau în fața voastră și vreau să vă spun că nu stau pentru că mă cred pocăită sau vrednică, ci pentru că Domnul mi-a umplut inima, mi-a cu o pace, care în viața mea nu am simțit-o până acum și cred că aș fi în stare să fac orice ca să păstrez această pace și siguranță. Vreau ca fiecare să simtă ce simt eu și știu că doar Domnul poate face asta. De aceea aș vrea să vă dau, mai ales tinerilor de vârsta mea, un impuls sau să vă îndemn doar să ne gândim fiecare în parte la viața pe care o trăim și dacă lucrurile care le facem zi de zi ne aduc împlinire sau nu. La vârsta de 12 ani am fost botezată cu Duhul Sfânt, dar din păcate nu m-a prea interesat și roadele Duhului Sfânt, așa că repede am preluat felul meu de viață, care l-am avut înainte de botezul cu Duhul Sfânt. Parcă nu-l primisem niciodată. Totuși am continuat să merg la stăruință și e adevărat că felul meu de viață s-a schimbat iarăși înspre bine, dar doar până la vreo 2-3 săptămâni după stăruință. Și în timpul după mă simțeam și mai rău decât înainte de stăruință. Așa am continuat până la vârsta de 15 ani, când mi-am dat seama, nu prea devreme, că ceea ce fac eu nu-i bine și de atunci încolo am intrat într-o stare nepăsătoare. La vârsta de 16 ani, când tocmai am gătat odată pentru totdeauna cu băiatul pe care credeam că îl iubesc, am intrat cumva într-o, pot să zic, stare de depresie și școala nu m-a mai interesat deloc. Nici înainte nu eram eu cea mai harnică la școală, doar am petrecut ani întregi concentrându-mă asupra acestui băiat. Dar cumva totdeauna am reușit să trec clasa. Dar de data asta, cu toate că mă ducea capul cât de cât, am rămas dependentă. M-a rugat Domnului să mă elibereze de sentimentele care le aveam pentru băiatul respectiv deja de la vreo 13 ani, când prima dată am dat cu capul de perete și cu toate că la vârsta de 17 ani Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea, tot nepăsătoare am rămas. Plângeam des noaptea când stăteam singură în pace și îmi ziceam că trebuie să se schimbe ceva, dar în ziua următoare tot nepăsătoare am rămas. Și am continuat să încerc să-mi umplu golul cu cărți, prietenii cu fete și băieți, distracție și glume cum încercasem de când am intrat în vârsta adolescenței. Și cu toate că oamenii până atunci întotdeauna m-au întristat, am continuat să mă încred în ei, chiar dacă Domnul spune în proverbe, blestemat să fie omul care se încrede în om. Pentru că până atunci nu merse bine. Am încercat să cred în puterea lui Dumnezeu, dar nici nu mă gândeam... Am încetat să cred în puterea de Dumnezeu, dar nici nu mă gândeam că de fapt eu sunt de vină, că nu merge bine. Mi-am zis că o să încerc eu singură, fără Domnul. Sigur nu o să meargă mai rău ca și până acum. Când aveam 13 ani, mi-am zis că la 18 ani vreau să am bacus și să mă mărit ca să fiu o mamă tânără ca și mami. Și dacă mă încredeam în Domnul și nu în oameni, poate așa s-ar fi și întâmplat. Dar am ajuns la vârsta de 18 ani cu o școală întreruptă și nicăieri un prinț.
Am avut foarte mult timp să mă gândesc la viața mea, nu prea strălucitoare, cu toate că aveam părinți iubitori care întotdeauna m-au îndemnat la bine și au fost de partea mea în vremuri grele care credeam eu că le aveam la 13 ani și mai mult. Într-o duminică în martie 2011, a fost un frate la noi la biserică care a plecat și mă simțeam de parcă aș fi singura în țară și numai mie îmi vorbea. Zicea că noi des când reușim ceva, credem că e meritul nostru și nu are nimic de a face cu Dumnezeu. Dar în Biblie scrie că nu este nimic bun în noi și tot ce avem bun vine de la Domnul. Și dacă odată nu reușim, cu toate că ne-am rugat Domnului, tot lui dăm vina și ne zicem, las că încerc eu fără Domnul. Și atunci vine Domnul și ne strobește, în așa fel ca să simțim că fără El nu suntem nimic. Cuvântul acestui frate, așa m-a străpuns încât am început să mă rog iarăși din când în când. I-am zis Domnului tot ce am avut pe inimă și că vreau să-mi vorbească și mai clar și să simt că mă iubește și pe lângă asta i-am pus și câteva întrebări. Pentru că aveam mult timp, am zis hai să merg la conferințele PNL în România, poate se întâmplă ceva. Am mers și în data de 16 aprilie 2011 mi-a vorbit Domnul iarăși și de prima dată, după 2 sau 3 ani, am răspuns unei chemări. Am mers în față și am luat decizia să încep o viață cu Domnul. M-am rugat zilnic și în săptămâna care urma am fost la mătușa mea în Baia Mare, cu care am mers la o rugăciune, pentru că Domnul le-a pus ei pe inimă ca să vină în România. Cu care am mers la o rugăciune pentru că Domnul le-a pus ei pe inimă ca să vină în România. Ok, aici am scris ceva. Pentru că Domnul le-a pus ei pe inimă să se ducă cu mine la rugăciune înainte ca să vină în România. Și acolo mi-a vorbit Domnul printr-un frate de lucru. Eu nu sunt o persoană care fuge după proroci, dar Domnul așa de frumos mi-a vorbit și mi-a răspuns la întrebări, încât pur și simplu am știut că nu este nimeni altul care mă știe și mă înțelege mai bine decât Domnul Iisus. M-am rugat mult și ca să primesc roadele Duhului Sfânt și am citit mult din Cuvântul lui Dumnezeu. Am început să înțeleg tot și să nu mă mai plictisesc citind din Biblie. Din contră, cu cât am citit mai mult din Biblie, cu atât am citit mai puține romane. Am observat că dacă zilnic îmi fac timp să citesc din Biblie și să vorbesc cu Domnul, să meditez la cuvântul Lui, atunci trec biruitoare prin ispite. Nu mai am nevoie de oameni în care să mă încred, de distracție în continuă. Dar trebuie să și recunosc că dacă o zi nu am părtășie cu Domnul și nu citesc din Biblie, imediat îi dau prilej satanei. Domnul mi-a umplut inima mea cu o pace atât de desăvârșită și cu o siguranță așa de copleșitoare, și prezența Lui nu o pot compara cu nimic. Și cu toate că câteodată îmi pare greu să intru în prezența Lui, pentru că sunt mii de alte lucruri care le-aș mai putea face, odată ce am intrat în prezența Lui, parcă nu aș mai ieși niciodată. Mai vreau să citesc Psalmul 23 și să facă Domnul ca să putem pune fiecare aceasta din toată inima. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la apă de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povătuiește pe cărări drepte din pricina numelui Său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și noiaua Ta mă mângâie. Tu mă întinzi masa în fața potrivnicilor mei și mungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele, în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Domnul să vă binecuvinteze! Când stăteam singur în bezna nopții cea grea, tot în jur întuneric era. Inima îmi bătea către tine striga, singur Iisus se nu mă lăsa. Vreau să-ți dau mâna mea ca să o ții în a ta, până când sus la cer tu mă vei înălța. Cer, când voi fi bucuros, voi păși străzi de aur cu al meu împărat.
ce-a fost, de durerea de jos și de amarul trăit pe pământ. Vreau să-ți dau mâna mea ca să o ții în a ta, până când sus la cer tu mă vei înălța. Ține-mă, condu-mă tu unde noapte nu va mai fi. Vreau să-ți dau mâna mea ca să-o ții în a ta, până când sus la cer tu mă vei înălța. Ține-mă, condu-mă tu unde noapte nu va mai fi. Dar timpul trece în grabă, minute ce-au trecut s-au irosit. Am spus că sunt al lui Hristos, dar Domnul încă așteaptă să fiu al lui cu totul dăruit. Și câte, Doamne, nu ți-am spus și câte nu ți-am promis, dar ce voi spune când pe nori tu vei veni în slavă învelit. Am fost un laș și am fugit, mereu mai bine cuvântat și totul doar la mine. Și te-am uitat și m-am ferit. O lume întreagă zace închin, tânjind după speranță. Dar cine oare le-o va oferi? Cum pot să stau nepăsător când eu am primit viață? Alții mor, cum pot fi fericit? Tu ne iubești la fel pe toți, la cruce ai dovedit. Dar ce voi spune când pe nori tu vei veni în slavă învelit? Am fost un laș și am fugit, mereu mai bine cuvântat și totuși doar la mine m-am gândit. Și te-am uitat și m-am ferit. Dar ce voi spune când pe nori tu vei veni în slavă învelit? Am fost un laș și am fugit. Aș vrea să-mi spui când vei veni că am făcut ce-a trebuit să fac. O, Doamne, vreau să-ți fiu pe plac. Aș vrea să-mi spui când vei veni că am făcut ce-a trebuit să fac. O, Doamne, vreau să-ți fiu pe plac. Muzica.
greșit și-mi pare rău. Doar un strop din sfântul sânge pe buretele iertării tu să pui și să-mi ștergi al meu trecut. Și o vindecare, Doamne, să-mi reverși și în trup și în suflet, dintr-un fiu al rătăcirii să mă faci fiul tău iubit și sfânt. Sunt păcătos, oare mă mai iubești? Oare mai poți să-mi dai iertarea care o ai? Sunt vinovat de sângele vărsat, de un legământ călcat, de tot ce ți-am jurat. Dar azi mă întorc și vreau să-ți spun, am greșit și-mi pare rău. Doar un strop din sfântul sânge pe buretele iertării tu să pui și să-mi ștergi al meu trecut. Și o vindecare, Doamne, să-mi reverși și în trup și în suflet, dintr-un fiu al rătăcirii să mă faci fiul tău iubit și sfânt. Sunt păcătos, dar cred în jertfa ta și în rănile din palme găsesc iertarea mea. Sunt păcătos, dar ce a fost s-a dus, un păcătos iertat în numele lui Iisus. Dar azi mă întorc și vreau să-ți spun, sunt un păcătos iertat și ascund de fericire. Vreau să spun lumii întregi de acum cât de bun tu ai fost și de sfânt. Orice păcătos din lume poate azi primi iertarea în numele celui care a murit și a înviat, e Iisus. Dar azi mă întorc și vreau să-ți spun, sunt păcătos, un păcătos iertat. Amin. Ne-nfricat, se viază ca mărturii. Pentru el mureau cu fruntea sus, credința lor de neclintit. În Hristos ce moartea a răstignit, ca o percepe peste I'm
ori și alții vin. Astăzi noi suntem acei martiri, fi vom gata noi ca jertfe vii. Învierea Lui s-o dovedim, vom sta noi fermi și neapriși de păcatul lumii și de-a ei doriți, mistuiți pe dragoste pentru al nostru Domn. Domn, ce bine ținte în lume să înălțăm, ne-nfrica. Să reocupați locul.
zi de bucurie pentru multe familii din locul acesta, zi de bucurie pentru candidați care vor să arate public credința lor în Dumnezeul cel adevărat, zi de bucurie pentru adunare și m-aș bucura mult să fie zi de bucurie și pentru toți prietenii care sunt aici. Poate e prea lung programul pentru unii dintre dumneavoastră care pentru prima dată sunteți aici, dar nădăjduim și ne rugăm Domnului să vă dea putere și binecuvântare. Mai durează aproximativ o oră, cu tot cu botezi, să vedem cum reușim să ne scriem în toate, dar nădăjduim ziua aceasta să vă rămână în amintire cu un gust plăcut și Domnul să dea har și îndurare. Zi de bucurie, dar și zi de responsabilitate. Responsabilitate pentru mine ca părinte, alături de ceilalți părinți care au cel puțin un candidat aici. Unii au și doi. Cum ne vom trăi de acum înainte viață? Ce exemplu vom fi în continuare pentru cei care s-au botezat sau se botează astăzi? Zi de responsabilitate pentru cei care sunt aici. Nu că nu vom mai greși, dar este bine de precizat și ei sunt deja încunoștințați de lucrul acesta, pentru aceasta se face cateheză. Cei care sunt îmbrăcați în haine albe știu că în lumea spirituală sunt doar două împărății. Pe pământ sunt mai multe țări, mai multe granițe, mai multe concepte, dar cât privește lumea spirituală, există doar două. Împărăția diavolului, în care stăpân și împărat pentru o vreme încă este diavolul. Perimetrul lui de acțiune e văzduhul și în mod deosebit lumea în care noi trăim. Caută să amăgească pe oameni prin tot felul de șiretlicuri, să-i cufunde în păcate cât mai adânci, legându-i, dacă se poate, pentru veșnicie, de chinuri și de dureri. Pe de cealaltă parte, împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a pregătit pe Iisus Hristos ca preț de răscumpărare pentru toți oamenii de pe pământ, fără deosebire, și dă iertare în dar tuturor celor care o doresc. Și candidații aceștia sunt convinși că Dumnezeu le-a iertat păcatele prin Iisus Hristos. Dar au responsabilitatea să trăiască de acum ca fiii lui Dumnezeu. Curați, sfinți și plini de Duhul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-i la lucrul acesta. Responsabilitate pentru toți care suntem aici. Ați auzit cuvinte frumoase, îndemnuri frumoase. Ați auzit și cântări frumoase. În minutele care urmează câteva gânduri, la fel le veți auzi. Și toate acestea ne încarcă cu o responsabilitate. Scripturile spun, omule, așadar, oricine ai fi tu, poate ești român, ne bucurăm că ești aici. Poate ești austriac, ne bucurăm că ești aici. Poate ești de altă naționalitate, ne bucurăm că ești aici. Așadar, omule, oricine ai fi tu, să știi că un lucru prețios Dumnezeu ți-l transmite astăzi. Iisus Hristos a murit și pentru tine. Iisus Hristos poate să-ți ierte și păcatele tale. Și dacă vei zice, eu n-am păcate, Scriptura arată, istoria omenirii arată și actualitatea arată, căci toți oamenii sunt păcătoși. Căci toți sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, pentru că slava lui Dumnezeu s-a dus de peste Adam și toată sămânța femeii care a urmat apoi, atunci când primul păcat s-a înfăptuit în lume. Dar prin al doilea Adam, după cum vorbește Scriptura, adică Domnul Iisus Hristos, toți cei care îl primesc pe acest Domn Iisus Hristos în viața lor, slava lui Dumnezeu revine din nou peste omul iertat, peste omul mântuit. Și Dumnezeu poate să-ți dea slava Lui și ție. Salmistul David spune, în păcat m-a zămislit mama mea. Și asta se vede, cum am spus, chiar și la actualitatea zilelor noastre. Nu vă gândiți că doar atunci este păcat când furi,
când faci o crimă, când te destrăbălezi, știi că și un gând rău e păcat? Biblia spune lucrul acesta. Știi că și o privire plină de poftă sau plină de mânie este un păcat? Știi că și o vorbă spusă cu gând să jignești, cu gând să-și bați joc de cineva, este un păcat? Am enumerat câteva faze. Care ar mai putea spune că n-are păcat? Deosebirea mare este, prea iubiților, că unii au păcatele iertate și cred în jertfa lui Hristos, singurul de fapt care iartă păcatele. Și alții nu le au iertate. Pentru că ori se consideră nevrednici, ori pur și simplu nu cred și nu acceptă și spun nu avem nevoie. Dar așadar, omule, oricine ai fi tu, repet din nou ce spune Apostolul Pavel, să știi că Dumnezeu te iubește, să știi că Dumnezeu ți-a pregătit o viață în trupul acesta pe care tu o trăiești și la un moment dat viața aceasta se va încheia, că vrem noi, că nu vrem, dar o vedem la alții, participăm adeseori la mormântări și vedem că viața nu o putem noi stăpâni. Unul singur este stăpân peste viață, Dumnezeu. Și în momentul în care Dumnezeu hotărăște să-ți încheie activitatea pe pământ, să știi că automat vei intra în conștiința și în conștiența următoarei vieți, viața eternă. Singura problemă este, dacă te-ai pregătit pentru viața eternă, dacă ai încheiat pace cu Dumnezeu, care îți va fi judecător la finalul tuturor lucrurilor, sau dacă nu ai făcut lucrul acesta. Acum invitația noastră și responsabilitatea care cade pe umerii fiecăruia este alege să trăiești în fericire viața veșnică. Va fi bine de tine, merită. Tu spui că nu poți să trăiești curat și sfânt. Dumnezeu a privit spre pământ și a văzut că tot pământul nu poate să facă voia lui Dumnezeu, nici măcar evreii, cărora Dumnezeu le-a dat legea prin îngeri. Nici măcar ei nu puteau să țină poruncile lui Dumnezeu. Și tocmai din pricina aceasta Dumnezeu a hotărât să-L trimeată pe Iisus Hristos, Fiul Său prea iubit, ca prin moartea Lui și prin ceea ce a făcut El ca ispășire pentru noi la Golgota, să ți se dea putere să trăiești o viață nouă. Vorbeam de Rusalii. Se aminteau aici de Rusalii. Rusaliile pentru evrei însemnau sărbătoarea celor din tâi roade. Și Dumnezeu așa a hotărât, atunci aveau și ei liber, cum noi aici în Austria avem liber acum de Rusalii. S-au adunat acolo, în ziua cincizecimii, în ziua Rusaliilor, mulțime de oameni. Și tocmai atunci când era sărbătoarea celor din tâi roade, Dumnezeu a hotărât să reverse Duhul Său cel Sfânt promis peste cei care au crezut în Iisus. Să fie cele din tâi roade pentru împărăția lui Dumnezeu. Da, a fost și tâlharul, dar aceasta a fost o excepție. În planul lui Dumnezeu, lucra Dumnezeu cu pașii hotărâți de Dumnezeu, așa a urmat. Ca în ziua cincizecimii, în ziua Rusaliilor, Dumnezeu să dea Duhul Sfânt celor care au crezut în Iisus. Și acest Duh Sfânt avea menirea să-i umple pe credincioșii de atunci cu putere să fie martori vii într-o lume ostilă. Să țină cuvântul vieții așa după cum Dumnezeu prin Hristos l-a transmis și să fie credincioși până acolo încât să-și dea și viața pentru Iisus Hristos dacă va trebui. Și nu trece mult timp după Rusalii și Ștefan, unul din martorii credincioși, plătește cu prețul vieții. Dar Biblia spune că e Ștefan plin de Duhul Sfânt. A putut să reziste la ploaia de pietri, la chinurile care au venit și Dumnezeu l-a primit în slava Lui. Ce vreau să spun cu aceasta? În primul rând, la baza creștinismului ar trebui să stea nu o religie, nu încredințări de tot felul, ci la baza creștinismului, dacă vrem să acceptăm lucrarea aceasta acurată, stă Domnul Iisus Hristos. Iisus Hristos, care a plătit prețul mântuirii noastre prin moartea Lui. Și apoi, pasul 2, tot la baza creștinismului, există o revărsare de Duh Sfânt, care nu e al nostru, este al lui Dumnezeu. El l-a promis.
Domnul Iisus a spus ucenicilor, eu mă duc la Tatăl, că așa este hotărât să nu rămân cu voi tot aici pe pământ, dar este spre binele vostru să mă duc, dar încă o subliniere face Domnul pe lângă altele. Zice, nu vă voi lăsa orfani, vă voi trimite un alt mângâitor, și anume Duhul adevărului care purcede de la Tatăl. Și în ziua Rusaliilor, Domnul Iisus Hristos și-a împlinit cuvântul acesta. Cei care vor să trăiască biruitori sunt cel puțin cele două condiții de bază. Să crezi în jertfa lui Iisus Hristos și prin jertfa aceasta să fii curățit de păcatele tale, să accepți acest cuvânt al lui Hristos să te schimbe și să te transforme și apoi să te deschizi Duhului de viață, Duhului Sfânt să te umple și să fim cu toți umpluți de Duhul Sfânt. Căci altfel, în prigoană, în probleme, în tot felul de atacuri demonice, nu rezistăm, ne clătinăm foarte ușor. Doamne, umple toată adunarea cu Duhul Sfânt. Și toți ascultătorii de aici, înainte, crezând în Hristos, fiind plini de Duhul Sfânt, să ținem sus standardul vieții până la sfârșit. De ce ne botezăm? Simplu. S-a citit pasajul acesta din Matei 28. Nu pentru că noi am inventat botezul, nu! Domnul Iisus Hristos l-a practicat. El însuși a inițiat pe ucenici și botezau ucenicii alături de Iisus. Apoi Domnul Iisus Hristos, înainte de a intra în lucrare, el însuși s-a dus la Ioan Botezătorul și a spus, lasă Ioane, să împlinim tot ceea ce trebuie împlinit. Deci, dacă te numești creștin, neapărat trebuie să crezi în Iisus, altfel nu ești creștin. Dacă îl accepți pe Iisus Hristos ca inițiatorul acestei lucrări, a credinței creștine, care se rezumă la această lucrare a morții, a învierii, a înălțării Domnului Hristos și la revărsarea Duhului Sfânt de la Rusalii, atunci trebuie să-l accepți pe Iisus Hristos ca unul care conduce lucrarea aceasta. Și el să ne fie pildă. Oricine fi, nu vorbim de denominațiuni, vorbim la creștini. Dacă te numești creștin, trebuie să crezi ce a spus Iisus. Ce a făcut Iisus, să practici și tu. Și Domnul Iisus Hristos s-a dus la Iordan să fie botezat. Și a fost botezat în râul Iordan. De ce ne botezăm? Pentru că însuși Domnul în Matei 28 spune aici o poruncă pentru ucenici. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Dar nu-i destul să-i faci ucenici? Nu-i destul cum am procedat noi cu frații slujitori? Pregătindu-i, predându-le câteva lecțiuni despre doctrina biblică, nu-i destul atât? Să-i ucenicizăm pe oameni și să știe ce au de făcut? Nu-i destul. Biblia spune mai departe, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. De aceea botezăm oamenii. Pentru că dacă ne numim creștini, trebuie să împlinim ce spune Scriptura. Doamne, ajută-ne! De ce botezăm oamenii la o vârstă matură? Pentru că tot Domnul Iisus spune aici, ucenicii să-i faceți. Pe când poți să faci un ucenic? Când poate pricepe ce-i spui. Când poate lua decizii în ceea ce tu îi spui, să împlinească sau să nu împlinească. Tot Domnul Iisus la un moment dat în Marcu 16 spune foarte clar ucenicilor, cine va crede și se va boteza va fi mântuit, iar cine nu, va fi osândit. Cine poate să creadă? Un om care gândește, un om care primește cuvântul lui Dumnezeu, îl asimilează în el însuși și acel cuvânt al lui Dumnezeu începe să-l prelucreze. Și la un moment dat, omul acesta fiind de o vârstă și de o capacitate în care poate să ia decizii, să se țină de ele. Pentru aceasta noi botezăm oamenii la o vârstă cât mai apropiată majorității, majoratului. Sau dacă s-a trecut peste majorat, nicio problemă. Dar nici de cum nu botezăm copiii când sunt mici. La 6 săptămâni, la 8 săptămâni, la 1 an de zile, la 2, la 10, nu. Rânduiala care noi o înțelegem din Scripturi pentru copii, și prin aceasta vreau doar să explic, fără să jignesc pe cineva. Pentru copii, noi am preluat înțelegerea de la Domnul Hristos, că i-au adus niște copilași, să se roage pentru ei. Și Iisus s-a rugat și a binecuvântat. Apoi am preluat de la poporul din tâi ales de Domnul, de la evrei,
În cartea Numeri, capitolul 6, acolo spune Dumnezeu lui Moise și zice copiii lui Israel să fie binecuvântați și nu botezați. Adică să se invoce numele Domnului peste ei ca să fie păziți, să fie ocrotiți, să fie ajutați. Și asta o numim noi binecuvântarea copiilor mici. Și noi practicăm lucrul acesta, chemăm numele Domnului peste copiii noștri și zicem, Doamne, binecuvintează-i. Dar când este vorba de botez, botezul se face unei persoane care e liberă, nesilită de nimeni, neîmpinsă de la spate, liber consimțământ l-a avut fiecare dintre cei care s-au decis pentru botez, mă botez, Dumnezeu îl cunosc acum, îl cunosc și pe Iisus Hristos, sunt păcătos, am nevoie de iertare, dar vreau să-L slujesc toată viața. Nu, că vrei, că nu vrei, noi te botezăm. Că vrei, că nu vrei, noi te împingem pe aici să te numești și tu cum ne numim noi. Nu, Dumnezeu a dat libertate încă de la prima pereche din grădină. A dat libertate omului să decidă. Noi am vrea toți oamenii să fie creștini. Noi am vrea toți oamenii să creadă în Dumnezeul cel adevărat și să trăiască curat. Dar nu putem obliga pe nimeni, nici măcar pe copiii noștri de la o anumită vârstă. Îi putem învăța până la o anumită vârstă, putem să le cerem anumite lucruri până la o anumită vârstă, dar cu cât se apropie de majorat, ne dăm seama că responsabilitatea aceasta de a impune anumite lucruri scade tot mai mult, scade tot mai mult până ajunge la zero. Când nu mai poți să te impui copilului tău, chiar dacă e al tău, cu atât mai puțin altor persoane. Deci, practicăm botezul, pentru că Domnul l-a poruncit și El însuși l-a practicat mai întâi, pentru că apostolii l-au practicat, pentru că biserica primară l-a practicat și pentru că Domnul l-a poruncit. Botezăm oamenii la o vârstă matură, atunci când ei înșiși pot să decidă, pot să creadă, pot să dorească și să ceară lucrul acesta. De aceea vă invităm pe toți care încă n-ați încheiat legământul cu Domnul. Nu uitați, Dumnezeu vă iubește, Dumnezeu încă vă așteaptă, Dumnezeu încă mai poate ierta. Doamne, dă izbândă și binecuvântare! În ziua cincizecimii, spune Scriptura, ei erau adunați toți în același loc. Aceasta însemna responsabilitatea ucenicilor și a celor care credeau în Iisus. Și deodată s-a auzit din cer un vâjit, ca vâjitul unui vânt puternic. Și toți s-au umplut cu Duhul Sfânt. Dacă toți asumi responsabilitatea și împlinești condițiile cerute de Domnul, Domnul are partea Lui care și-o face El. Noi nu avem Duhul Sfânt. Ucenicii n-au avut Duhul Sfânt și nici n-au putut de undeva să-L aducă și să spună, uitați și să ne lăudăm sau ei să se laude, avem Duhul Sfânt. Nu. Duhul Sfânt era la Dumnezeu, Duhul Sfânt credem că este Dumnezeu, Duhul Sfânt este ceea ce noi nu putem controla. Dar noi avem o responsabilitate. Domnul le-a spus, rămâneți în cetate, au rămas. Domnul le-a spus, fiți împreună, au rămas împreună. Se rugau împreună, stăteau împreună. Erau în ziua aceea când Domnul a vrut să lucreze, măcar că Domnul le-a trimis o telegramă. Băi, vedeți, ziua de duminică dimineața, neapărat să fiți acolo prezenți, că vreau să fac o mare minune. Nu! Domnul le-a trimis o telegramă, un scris, ceva, imediat, vedeți, adunați-vă care de pe unde. Nu! Ei și-au înțeles responsabilitatea, și-au înțeles direcția care Dumnezeu le-a trasat-o și și-au făcut partea lor. Și cât despre Dumnezeu, când Dumnezeu a văzut că ei își împlinesc partea lor, Dumnezeu le-a onorat credința, le-a onorat așteptarea și a revărsat Duhul Sfânt peste ei. Prea iubiților, să știți că și în zilele noastre este tot la fel. Mulți spun, păi eu nu pot să țin, eu nu mă pot pocăi, eu nu pot. Prea iubiților, Dumnezeu nu vă cere ce nu puteți. Dumnezeu știe din ce suntem făcuți, Dumnezeu știe la ce parametri l-a creat pe om ca să gândească, să vorbească, să lucreze, să acționeze și Dumnezeu nu-ți cere mai mult decât tu ești. Dumnezeu îți cere să-ți mărturisești păcatele, Dumnezeu îți cere să crezi în jertfa lui Hristos, Dumnezeu îți cere să apelezi la Dumnezeu prin Iisus Hristos, căci doar în felul acesta poți să ai intrare în împărăția cerurilor, lucruri care orice păcătos le poate face înaintea Domnului. Dacă veți citi Evangheliile, veți găsi cel puțin câteva exemple în care oameni cuprinși de duhuri necurate, nu oameni așa normali, oameni atacați de diavolul și posedați de diavolul. Zice că pe câte unul dintre ei, chiar dacă lega cu lanțuri puternice, când veneau acele duhuri puternice peste ei, le rupeau
Și erau groază pentru toate ținuturile din zona aceea. Dar zice că întotdeauna când Iisus apărea în zona respectivă, cât era diavolul de stăpân pe situație, pe trupul acela, nu-i putea opri să vină în contact cu Mântuitorul. Observați? Noi ne scuzăm, păi nu pot că-s legat, păi nu pot. Nu-i adevărat, nu vrei, nu că nu poți, nu vrei. E mare diferență între a nu putea sau a nu vrea. Oamenii aceia, cât erau de posedați de diavolul, când apărea Iisus undeva la orizont, erau atrași de Iisus. Și ei veneau la Iisus. Și durile supărate, avem câteva cazuri în Evanghelie, nu mă opresc la ele pentru că timpul trece. Cercetați-le acasă și veți observa. Supărate strigau, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, dar de ce ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Și tot felul de întrebări. Ba încă un caz, cazul din Gadara, un caz grozav. Au început durile să vorbească cu Iisus. Auzi, nu ne trimite în adânc, lasă-ne să intrăm. Era o turmă de porci acolo undeva, pe un câmp, pe un deal probabil. Lasă-ne să intrăm acolo. Cât sunteți? O legiune. Legiune înseamnă câteva mii. Că două, că patru. Atâtea sute și mii de duhuri n-au putut să-l țină pe omul ăla la distanță? N-au văzut duhurile acelea necurate că se apropie barca? Ei îl cunoșteau pe Iisus? Ba, au văzut. Dar știți că aici se vede că Dumnezeu a păstrat voința omului liberă. Indiferent în ce patim ești, indiferent în ce stăpâniri ești, diavolului, privind direct lumea spirituală, nu îi este îngăduit să-ți oprească voința. Că nu poți, te ajută Domnul, dar dacă nu vrei, nimeni nu te ajută. E mare diferență. De aceea astăzi, bucuria cea mai mare, spunea Domnul Iisus Hristos, este când un păcătos se întoarce la Domnul, tot cerul este plin de bucurie. Nu știu cine ești, nu știu cât ești delegat de patimi, de duhuri sau de stări de neputință sau de împietrire, dar pot să-ți spun una sigură și clară. Tu poți, dacă vrei, să vii la Iisus. Și Iisus poate să te ierte, și Iisus poate să te elibereze, și Iisus poate să-ți ridice păcatul. Doamne, dă izbândă și biruință! Propovăduirea noastră constă într-un Iisus Hristos care este viu, într-un Iisus Hristos care poate să ierte în mod concret păcatele și poți să simți aceasta și să experimentezi. Cea mai mare parte din adunarea aceasta poate mărturisi marea minune. Este minune să vezi bolnavi vindecați. Este minune să vezi anumite cazuri grele rezolvate. Dar cea mai mare minune, permiteți-mi să spun, o consider, este schimbarea unui om vechi într-un om nou. Doamne, schimbă-ne pe toți după voia Ta. Sigur, rămâne responsabilitatea după ce credem, după ce ne botezăm, responsabilitatea de a crește în fiecare zi cu Domnul. Nu uitați, lucru foarte important. Nu cumva să vă înșele diavolul. Acum m-am botezat, ba poate-ți botezat și cu Duhul Sfânt, acum o pot lăsa mai încet cu pocăința, o pot lăsa mai încet cu trăirea cu Domnul, nu? Creștinul trebuie să crească în fiecare zi în părtășie cu Domnul. De aceea, apropiere de Domnul, prin citirea Scripturilor, prin exersarea rugăciunii personale, prin a vă include și a vă face părtaș la slujbele bisericii și a vă integra cât mai mult în lucrarea bisericii, pentru ca să nu pierdeți ritmul. Și cu ajutorul Domnului, noi așteptăm o răsplătire. Două versete și voi încheia. Domnul Iisus Hristos spunea ucenicilor, eu mă duc la Tatăl. Vă trimit Duhul Sfânt, am spus, dar nu numai că mă duc la Tatăl, acolo vă pregătesc un loc. Ioan 14. Și după ce mă voi duce, versetul 3, și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Biserica via lui Hristos așteaptă revenirea lui Iisus Hristos. Noi credem că Iisus va reveni într-o zi. Chiar dacă oamenii spun, Doamne, așa ceva, într-o epocă atât de avansată, nu mai există, cum mai puteți crede așa ceva? Credem pentru că noi L-am gustat pe Domnul. Am gustat iertarea Lui. Am gustat din darul mântuirii. Am gustat din Duhul Său cel Sfânt.
Și asta e certitudine de 100%. Că dacă parte din ce a spus Scriptura deja am trăit, înseamnă că vom trăi și cealaltă parte, adică revenirea Domnului Iisus Hristos. Ba mai mult, aș vrea să vă încurajăm pe toți aceia care stați în dubii să merită sau nu se merită să te pocăiești. Printr-un singur verset vreau să vă spun, deși sunt multe altele, dar unul singur să vă convingă. Merită să te pocăiești. Merită să renunți la lumea aceasta, oricât de strălucitoare ți s-ar părea. Pentru că 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9 spune așa: dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Aleluia! Poate ai fost într-o țară mai frumoasă sau aici în Austria, în zone foarte frumoase. Și când te-ai întors, ai spus la unii, la alții, ce am văzut, extraordinar, și le-ai strânit curiozitatea. Poate ai căutat și, datorită relațiilor care le ai, ai avut anumite beneficii extraordinare, sau finanțe ai avut destule și ți-ai putut permite multe lucruri. Ei, toate acestea, să știți, pălesc în fața slavei care Dumnezeu a pregătit-o pentru copiii Lui. Dumnezeu vrea să te facă și pe tine părtaș la slava viitoare, oricine ești. De aceea, prin pocăință, prin acceptarea lui Iisus Hristos, prin mijlocirea lui Iisus Hristos și prin predarea lui Iisus, așa cum e înaintea lui Iisus, așa cum tu ești, vino înaintea Lui. Domnul îți schimbă inima, îți dă putere, te umple cu Duhul Sfânt și vei fi un martor al Lui. Nu spune cum, simplu, ca la toți ceilalți. Dumnezeu își onorează cuvântul, dacă îți faci partea ta, El se coboară cu puterea Lui peste tine. Vă urez tuturor binecuvântarea Domnului și în finalul alergării noastre, indiferent când vom sfârși alergarea, să o sfârșim cu Domnul și să ne întâlnim în Împărăția Cerurilor. Amin. Cei din candidați au intrat în apa botezului, după cum deja cred că vedeți majoritatea. Familia Benea, o mare bucurie pentru părinți, dar o mare bucurie și pentru Denis și pentru Andreas, că l-au întâlnit pe Domnul. Chiar dacă sunt copii crescuți pe băncile bisericii, cum spunem noi, și ei au avut nevoie ca Domnul să-i întâlnească. Și fiecare dintre ei au avut un moment în care Domnul i-a mântuit. Slăvit să fie Domnul! Îi prezentăm pe cei doi, se fac poze și acum unul dintre ei se poate retrage un pic mai așa, rămâne Denis aici. Frate Denis, iată-te înaintea Domnului și înaintea acestei adunări mari. Te întreb dacă crezi din toată inima că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Da, cred. Crezi că Iisus Hristos a murit și pentru păcatele tale? Da. Legământul care astăzi îl închei înaintea Domnului, cât timp îl vei păstra? Cu ajutorul Domnului toată viața. Domnul să te ajute! Pe baza mărturisirii credinței tale, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și a Sfântului Duh. Amin! Ce fratele tău mai mare a depus mărturia de credință, cred și îmi place să cred că nu te vei lua după el, ci o faci din inimă sinceră și ești la rând să spui și tu ce ai de spus. Crezi că Domnul Iisus Hristos a iertat și păcatele tale? Da, cred. Crezi că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Domn și Mântuitor personal? Da, cred. Până când ești hotărât ca să păstrezi lângământul acesta cu Domnul? Cu ajutorul Domnului toată viața. În baza mărturiei tale și la porunca lui Dumnezeu, noi te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Bucurăm pentru sora Sofica, venită aici în Austria, să ajute, să dea o mână de ajutor unei familii în nevoi.
Și atunci nu-L cunoștea pe Domnul atât de aproape cum îl cunoaște acum. Venind la adunare, a ajuns la convingerea că este voia lui Dumnezeu să depună și dumneaei o mărturie a vieții cu Hristos. Sora Sofica, te întrebăm aici în fața Domnului și în fața acestei adunări dacă crezi din toată inima că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Dacă crezi că Iisus Hristos ți-a iertat păcatele dumitale, legământul care astăzi îl închei cu Domnul, cât timp îl vei păstra? Domnul să te ajute. Pe baza mărturisirii credinței dumitale, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Frate Daniel, în fața martorilor văzuți și nevăzuți, te întreb și te mărturisesc dacă crezi că Domnul ți-a iertat toate păcatele tale. Da, cred. Crezi că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da, cred. Crezi că este Domnul și Stăpânul vieții tale? Da, cred. Câtă vreme ești hotărât să păstrezi legământul acesta cu Domnul? Cu ajutorul Domnului până la moarte. În baza mărturiei tale de credință și la porunca lui Dumnezeu, noi te botezim în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Amin. A iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Mare bucurie pentru sora noastră Elena, părinții sunt și ei aici. Bucurie și pentru ei, cerul întreg se bucură și vrem să te întrebăm dacă crezi din toată inima că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Da, cred. Crezi că Iisus Hristos a purtat vina păcatelor tale? Da, cred. Legământul care astăzi îl închei cu Domnul, cât timp îl vei păstra? Domnul să te ajute. Pe baza mărturiei tale, te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Să fii să treci prin credință mereu, să te simți un copil al lui Dumnezeu, ce frumos e să fii creștin. Frate Ciprian, crezi că Domnul Iisus Hristos este Mântuitorul tău personal? Da, cred. Crezi că El este Fiul lui Dumnezeu? Da, cred. Care a venit să ia păcatele omenirii și le-a iertat și pe ale tale? Cred, da. Până când ești hotărât ca să păstrezi legământul acesta? Pentru toată viața. În baza acestei mărturii și la porunca lui Dumnezeu, noi te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Amin. Și ea înaintea Domnului în apa botezului și înaintea noastră, doresc să te întreb, sora Angelica, dacă crezi tu că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal? Da. Crezi tu că Iisus Hristos te-a curățit de păcatele tale? Da. Legământul care astăzi îl închei în mod public și conștient înaintea Domnului, cât timp îl vei păstra? Domnul să te ajute. Pe baza mărturii credinței tale, te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Încă puțină și foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi și toți cei ce sunt ai Lui vom fi cu El în slavă, slăvit să fie numele Domnului. Aleluia. Fratele Joachim intră în apa botezului și aș vrea să te întrebăm, crezi că Domnul Iisus Hristos a iertat tot trecutul tău? Da, cred. Crezi că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da, cred. Câtă vreme ești hotărât ca să păstrezi legământul acesta? Toată viața.
În baza mărturiei credinței tale, în fața martorilor văzuți și nevăzuți și la porunca lui Dumnezeu, noi te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Sora Nicoleta, te întrebăm și pe tine, în fața Domnului și a celor prezenți, dacă crezi din toată inima ta că Iisus Hristos este Domnul și Mântuitorul tău. Da, cred. Crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da, cred. Cât timp dorești să-L slujești pe Domnul? Cu ajutorul Domnului până la moarte. Pe baza mărturiei, credinței tale, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Noi toți cei de aici mărturisim că Iisus Hristos este Domnul. Crezi că El este și Domnul și Mântuitorul tău personal? Da, cred. Crezi că a iertat toată vina păcatelor tale? Da, cred. Câtă vreme dorești și vrei să îl slujești pe acest Mântuitor? Cu ajutorul Domnului toată viața. În baza mărturiei tale de credință și la porunca lui Dumnezeu, noi te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Cine se crede în Domnul are viața mai frumoasă, că lumina Lui pătrunde și o luminează dacă Dumnezeu de sus veghează, El ne binecuvintează sufletele acelor ce se încred în El. Din nou două surori au intrat împreună în apa botezului și este mare bucurie pentru această familie. Chiar dacă numai mama și unul din frați pot să fie aici prezenți, ne bucurăm și cerul întreg se bucură și de Ramona și de Nicoleta, de Ionela. Slăvit să fie Domnul! Acum, una dintre voi, așa, Ramona. Sora Ramona, te întrebăm în fața Domnului, a cerului întreg și sigur a celor prezenți. Dacă crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, crezi că Iisus Hristos a plătit prețul păcatelor tale și răscumpărarea ta veșnică? Da, cred. Legământul care astăzi îl închei cu Domnul, cât timp îl vei păstra? Cu ajutorul Domnului pentru toată viața. Pe baza mărturiei, credinței tale, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Crezi că Domnul Iisus Hristos este și Mântuitorul tău personal? Da, cred. Crezi că a iertat toată vina păcatelor tale? Da, cred. Câtă vreme vrei să-L slujești pe acest Mântuitor personal al tău? Cu ajutorul Domnului toată viața. În baza mărturiei tale de credință și la porunca lui Dumnezeu, noi te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Amin. Mă cred în tine, Doamne, o, și ce s-ar întâmpla, toată viața mea, Iisuse, te voi binecuvânta. Mare bucurie pentru familia Lucaciu, unul din copiii bisericii alături de ceilalți, s-a decis să-L urmeze pe Domnul, Eusebiu. Te întreb înaintea Domnului dacă crezi din toată inima că Iisus Hristos este Domnul și Mântuitorul tău. Cred. Crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da, cred din toată inima. Legământul care astăzi îl închei cu Domnul, cât timp îl vei păstra? Până la sfârșitul vieții mele. Pe baza mărturiei care tu o depui în fața noastră tuturor, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
cred din toată inima că e bucurie în cer în ziua de astăzi, cred că e bucurie în mijlocul nostru, cred că e bucurie în familia Ișvan. Doresc ca Domnul să-i binecuvinteze, să o binecuvinteze pe sora Tabita care calcă în apa botezului și Domnul să o ajute să-L urmeze până la sfârșitul vieții și să fie lumină în jurul ei. Crezi că Domnul Iisus Hristos este mântuitorul tău personal? Da, cred. Crezi că Domnul Iisus Hristos a iertat vina păcatelor tale? Da, cred. Câtă vreme dorești să-L slujești pe Domnul Iisus Hristos cu toată inima? Cu ajutorul Lui toată viața. În baza mărturiei tale de credință, în fața martorilor văzuți și nevăzuți, noi te bătuzăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Amin. Ne bucurăm și pentru fratele Dumitru, care l-a primit pe Domnul în inima lui și a decis să-L slujească. Acum vrem să auzim și mărturia lui publică. Doresc să te întreb dacă crezi din toată inima că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și El a murit pentru păcatele tale. Da, cred. Viața care o vei mai trăi înaintea Domnului, te vei strădui să-L slujești pe Domnul cu toată inima ta? Da. Și legământul acesta, cât timp dorești să-L păstrezi? Cu ajutorul Domnului toată viața. Pe baza mărturiei, credinței tale, te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Familia Năstase, în pelerinajul lor, au trebuit să treacă întâi prin Grecia și apoi să ajungă la noi. Și astfel, sora Gianina intră în apa botezului în locul acesta. Zic ca Domnul să o binecuvinteze. Amin. Crezi că Domnul Iisus Hristos este mântuitorul tău personal? Da, cred. Crezi că a iertat toată vina păcatelor tale? Da, cred. Câtă vreme ești hotărâtă să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos? La porunca lui Dumnezeu, în numele Tatălui și a Fiului și a Duhului Sfânt, noi te botezăm. Amin. Amin. Se botează cine a crezut s-a botezat. Fratele Cătălin face bucurie în ceruri, chiar și bucurie în familia lui, măcar că părinții încă n-au călcat pe aceste urme, dar nădăjduim că-și Domnul îi va ajuta. Te întrebăm astăzi aici, în fața tuturor și în fața Domnului, dacă crezi din toată inima ta că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Da. Crezi că Iisus Hristos a plătit prețul tuturor păcatelor tale? Da, cred. Legământul care astăzi îl închei cu Domnul, cât timp îl vei păstra? Cu ajutorul Domnului toată viața. Domnul să te ajute! Pe baza mărturisirii credinței tale, te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tot să vină astăzi la Iisus, tot să vină astăzi la Iisus și să-L primească în inima lor, căci Iisus vine în curând. Sora Andra, crezi că Domnul Iisus Hristos a spălat vina păcatelor tale? Da, cred. Crezi că este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal? Da. Câtă vreme vrei să urmezi după ce ți-ai dedicat viața pe acest Mântuitor Iisus Hristos? Cu ajutorul Domnului toată viața. În baza mărturiei credinței tale, la porunca lui Dumnezeu, noi te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Mare bucurie am ca fiul nostru, ajungând la o vârstă în care să ia decizii proprii, să poată să îl slujească pe Domnul, să fie alături de ceilalți tineri
din biserică sau care i-a dus Domnul din lume sau care sunt în trecere pe la noi, să mărturisească pe Domnul ca stăpân în viața lui. Emanuel, tu ai o emoție, eu am alta, dar Domnul ne ajută și pe unul și pe altul. Te întreb în fața Domnului și în fața tuturor celor prezenți aici, dacă crezi din toată inima că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da, cred. Dacă crezi că Iisus Hristos ți-a spălat și păcatele tale? Cred din toată inima. Legământul care astăzi îl închei înaintea Domnului, cât timp îl vei păstra? Toată viața cu ajutorul Domnului. Să nu uiți lucrul acesta niciodată. Pe baza mărturiei, credinței tale, te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. La fel ca și în celelalte familii care deja au intrat până acum, este bucurie și în familia Danieliuc. Domnul să binecuvinteze pe sora Andreea, să o ajute să îl urmeze pe Domnul cu toată inima. Amin. Câtă vreme ești hotărâtă să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos? Crezi că El este Fiul lui Dumnezeu? Da. Crezi că a iertat toată vina păcatelor tale? Da. La porunca lui Dumnezeu, în baza mărturiei tale, noi te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Amin. Dacă la familia Vlas era primul, la mine este al doilea care merge și pleacă pe drumul acesta. Doresc ca Domnul să ne ajute atât eu cât și toată casa mea să-L putem sluji pe El. Amen. Și nu oricum, eficient. Aceasta este ceea ce îmi doresc, aceasta este ce își doresc băieții și cred că aceasta este ceea ce își dorește Domnul. Matias, crezi că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da. Crezi că este și Mântuitorul tău personal? Da. Este Domnul vieții tale? Da. Crezi că a iertat toată vina păcatelor tale? În toată inima. Câtă vreme vrei să-L slujești pe Domnul Iisus Hristos? Toată viața mea. În baza mărturiei tale de credință, la porunca lui Dumnezeu, în fața martorilor văzuți și nevăzuți, noi te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Amin. Anișoară, ne bucurăm și pentru tine că ai decis să-L urmezi pe Domnul. Te întrebăm dacă crezi din toată inima că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Da, crezi că Iisus Hristos a iertat toată vina păcatelor tale? Da, cred. Legământul care astăzi îl închei înaintea Domnului, cât timp îl vei păstra? Cu ajutorul Domnului până la moarte. Pe baza mărturiei, credinței tale, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Și mă păzește în orice zi. Încă o familie în care mare bucurie, familia Hrițcu, dorim ca și pe ei și toată casa lor și pe cei ce vor urma după Richard, toți să îi urmeze exemplu și Amin. Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Frate Richard, crezi că Domnul Iisus Hristos este Mântuitorul tău personal? Da, cred. Crezi că Domnul Iisus Hristos este și Fiul lui Dumnezeu? Da. Crezi că a iertat toată vina păcatelor tale? Dacă toate acestea le crezi, câtă vreme ești hotărât să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos? Toată viața. În baza mărturiei tale de credință și la porunca lui Dumnezeu, noi te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Amin. Vrei să fii mântuit și de tot păcatul curățit, vin te spală pe Golgota în sânge sfânt și ascultă al lui. Și Roxana este gata să depună mărturia în fața noastră tuturor, să o ascultăm. Te întrebăm
Dacă crezi tu din toată inima că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Da, cred. Crezi că Iisus Hristos a murit și pentru păcatele tale? Da, cred. Legământul care astăzi îl închei cu Domnul, cât timp îl vei păstra? Ajutorul Domnului pentru toată viața. Domnul să te ajute pe baza mărturisirii care tu ai făcut-o prin credință, te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne, te măresc și îți mulțumesc pentru bunătatea ta mare, pentru încercări, binecuvântări. Doamne, azi îți mulțumesc. Ne bucurăm că Domnul Iisus Hristos cheamă oameni la pocăință nu numai la noi aici, ci și în altă parte. El este același, slăvit să fie numele Lui. Amin. Fratele Dani, care este și va rămâne la Biserica Emanuel, Betel, depune mărturia de credință aici împreună cu noi și vrem să ascultăm ce are de spus. Crezi că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da, cred. Crezi că este și Mântuitorul tău personal? Da, cred. Crezi că ai iertat toată vina păcatelor tale? Da, cred. Câtă vreme ești hotărât să-L urmezi pe acest Mântuitor cu care închei legământul? Toată viața. Domnul să te ajute. La porunca lui Dumnezeu, în baza mărturiei tale de credință, noi te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Amin. Așa lucrează Dumnezeu. Sora Daniela este din Sârbia. Știe românește și acum o să învețe mai bine românește. Amin. Dacă copiii lui Dumnezeu, la locul de muncă, la școală, sunt gata să-L vestească pe Hristos, de multe ori apare și rodul. O soră de-a noastră, fiind colegă cu sora noastră, Daniela, a început să-i predice despre Hristos, despre Evanghelie. Cuvântul acesta a mișcat-o, a venit la adunare. Și iată acum, gata să părăsească lumea. Și ca aceștia, n-am apucat să vă spunem lucrul acesta, dar poate face bine, o treime din candidați sunt veniți din lume. Slăviți să fie Domnul pentru aceasta. Amin. O treime sunt copii de-ai noștri, mai de-aproape, crescuți aici. Slăviți să fie Domnul. Amin. Și o altă treime aproape, mai puțin, nu chiar o treime, sunt veniți ocazional din țară. Părinții se roagă pentru ei, unii părinți au reușit să ajungă pe aici, dar ne bucurăm pentru toți. Așa că, sora Daniela, crezi tu că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Crezi tu că Iisus Hristos ți-a iertat toate păcatele tale? Da, cred. Legământul care astăzi îl închei cu Domnul, cât timp îl vei păstra? Tot viața. Pe baza mărturisirii credinței tale, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Vasile, dacă ceilalți au fost aproape toți mai tineri decât dumneavoastră, te întrebăm și pe dumneavoastră, credeți că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da, cred. Credeți că Domnul Iisus Hristos, care a venit și a purtat povara păcatelor noastre și apoi a murit pentru noi, a iertat și păcatele dumitale? Da, cred. Credeți din toată inima că îl veți putea urma și câtă vreme îl vei urma pe Domnul Iisus Hristos? Cu ajutorul Domnului până la moarte. În baza mărturisirii de credință și la porunca lui Dumnezeu, noi te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Amin. Bucurie mare în familia Sabău, mai ales așa cum ne spunea Sara, că a avut și anumite experiențe, măcar fiind crescută în biserică, sunt mulți copii de-ai noștri care trăiesc
în biserică, dar dacă nu se întâlnesc cu Domnul, sau și dacă se întâlnesc, dacă nu rămân statornici, se întâmplă tot felul de lucruri. Ne bucurăm pentru Sara, căci Domnul totuși a păzit-o. În mărturisirea care i-am luat-o personal, n-a ajuns în căderi în care să o pângărească. Spun aceasta pentru cugetul altora, întrucât a avut o mărturie aici. Dar, indiferent unde ești, tânăr al bisericii, oricât de jos ai ajuns, Dumnezeu te cheamă, Dumnezeu te iubește. Dacă s-a rostit numele Domnului peste tine, dacă ai fost dus la binecuvântare în mod deosebit, să știi că Domnul are mâna Lui asupra ta. Dea Domnul exemplul lui Sara, să fie un exemplu bun de urmat și pentru tine și la următorul botez, tu tânăr al bisericii care a amânat ani de zile botezul, să te întâlnești cu Domnul și să-L mărturisești ca ea Domn și Mântuitor în viața ta. Sara, te întrebăm în fața Domnului și în fața celor prezenți, dacă crezi tu din toată inima că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da, cred. Crezi tu că Iisus ți-a iertat toate păcatele tale? Da, cred. Legământul care astăzi îl închei cu Domnul, cât timp îl vei păstra? Toată viața. Domnul să te ajute, pe baza mărturiei care tu ai depus-o prin credință, te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Din toată inima, la încheierea părtășiei din această dimineață, să spunem cu toții slăvit să fie Domnul. Amin. Vă rog să rămâneți încă la locurile dumneavoastră. S-a început slujba de aici cu rugăciune. Domnul ne-a binecuvântat aici cu părtășie, la cântare, la rugăciune, la vestirea Evangheliei și se cuvine să nu plecăm de la biserică până nu mulțumim Domnului în rugăciune. Așa cum suntem în această poziție, fratele Liorinț Daniel va mulțumi Domnului în rugăciune și apoi ne vom despărți. Îți mulțumim, Tatăl nostru din ceruri, pentru această zi. Îți mulțumim pentru binecuvântarea pe care ai lăsat-o prin cuvântul.